Bună ziua tuturor! Așa cum știți, fiecare săptămână șantierul lotului 3 am venit și astăzi. Aici suntem în proximitatea lotului 2, care este deja în trafic. După cum vedeți, față de săptămâna trecută s-a stabilizat până la această zonă. Urmează să se așternă și aici primul strat de asfalt. Punctul de întâlnire între cele două loturi arată bine. Așa vor fi grosimile straturilor de asfalt. Mergem mai departe să vedem care este evoluția din ultima săptămână pe acest șantier. Mergem. Haideți. Sunt cu domnul Davide, unul dintre responsabilii acestui șantier. Deci, după cum vedeți, acest prim sector de lângă lotul 2 are balastul stabilizat pe ambele căi de rulare. Ceea ce înseamnă că mai trebuie straturile de asfalt, lucrări de sistematizare pe zona mediană și zona de acostament, prigolă de acostament și ulterior parapet pe zona mediană și pe zona laterală. Așa cum știți, vin săptămânal pentru că este cel mai important lot pe care l-avem de dat în trafic. Fără acest lot, continuitatea semi-inelului sudic la nivel de autostradă nu poate fi asigurată. Aici este un sector care la fel are balastul stabilizat așternut și se pregătește finisorul pentru așternerea primului strat de asfalt. Aici trebuie să ocolim, că aici vom ieși puțin din corpul șantierului. Șanțul de canalizare pluvială este realizat și el pe acest tronson în care este așternut balastul stabilizat. În șantier, care a fost pentru că a fost această linie electrică, între timp s-a finalizat relocarea ei și va continua lucrarea. După cum vedeți, sosește în șantier un nou finisor. De fapt, el se mută de pe o zonă pe alta. După cât știu, ați așternut aproape 1000 de tone de asfalt astăzi. Astăzi, da. Ieri 1500. Mergem cu o medie de 1500 pe zi. Astăzi fiind sâmbătă, 1000 de tone. Ieri, de fapt, în cursul săptămânii, în medie 1500 de tone pe zi. De curând vom dubla producția, că mi-ai deschide stația de asfalt cu încă o echipă. Când deschideți încă o stație? De curând, așteptam ultime cartier pentru aprobare. Deci ea este montată și trebuie autorizată pe rețetă. Da. Rețete sunt făcute deja. Aprobare.
pare se relochează pe următorul tronson. Aici ți-aș adunut astăzi asfalt? Partea stânga. Asta ieri. Asta ieri? Da. Am completat, era una o porțiune și am completat astăzi și am făcut partea cealaltă. Acum am mutat bandierină și pregătim altul să torn. Și de aia sunt tot tiraș. Să oprești puțin acolo unde se compactează. Da, da. Deci aici a fost așenut un strat de asfalt astăzi. De aici se muta finisorul pe care l-ați văzut mai devreme. Aici spunea domnul inginer că a fost așternut ieri stratul de asfalt. Se vede că este foarte proaspăt. Aici la următorul pasaj peste autostradă ați finalizat zona de culee și mai lucrați la zona de riglă din la centrală. Mai aveți o pilă de realizat acolo? Da, suntem mai armat radierul, turnăm radierul săptămâna asta, asta care vine. Cred că acum se lucrează la realizarea rampei de acces pe acest pasaj. Acolo sunt un buldoescavator și un compactor care nivelează și compactează rampa. Acolo este radierul. Din păcate este încă pauză de masă și muncitorii sunt... Unii dintre ei sunt la masă. Aici iar avem un setor cu asfalt, deja turnat asfalt, baza. Pe ambele da, căi. Da. Deci tu l-a stabilizat și primul strat de asfalt. Primul strat, da. Șanțuri ați lucrat? Porțiunea asta încă nu sunt șanțuri. Așa, aici acea conductă de transgaz. Transgaz este pe final relocarea. Stabilizat proaspăt.
vegetal, până aici e pus vegetal, până aici aici unde se vede vegetație, da. Este pus pământul vegetal. Dacă ea s-au realizat și șanțurile pentru canalizare pluvială și ITS se tot făcut în zona asta și longitudinale și transversale. Casiurile, bă, că sunt toate montate. Toate montate. Podețe finalizate 100%. Deci aici avem și un strat de asfalt, da? Da, dar prima porțiune a stabilizat și nu puteam să trecem cu mașina acolo. Aici sunt 2 km de asfalt turnat scotul. Dacă doriți, putem să-l luăm invers, dacă vreți să-l vedeți. Nu, mergem în continuare. Aici este o nouă zonă de depozit de agregate care sunt aduse în cursul nopții. Cu preponderență noaptea se aduc agregatele în șantier. Și ziua sunt folosite mașinile pentru a transporta de aici, din aceste zone unde sunt depozitele, pentru a fi aplicate în șantier. Aici sunt mașinile care transportă noaptea. Aici este cântarul care cântărește agregatele atunci când sosesc în șantier. Am solicitat constructorilor să aibă asemenea cântare pentru a descuraja supraîncărcarea mașinilor. Și aici este tot asfalt așternut până în proximitatea acestui pasaj care supra-traversează autostrada. Partea din dreapta rampa a ajuns la cotă. Este un strat legat. Aici pe partea dreaptă se lucrează la un bazin pentru retenția apelor pluviale. Aici este o conductă de compet care este în curs de relucare. Motivul ăsta nu este continuitate între sectoare. Aici suntem din nou la un sector care are deja doi straturi de asfalt. Două straturi de asfalt, șanțuri de canalizare pluvială la baza taluzului realizat, casiurile realizate, după ce se finalizează straturile de fapt al doilea strat, se aplică și perigola de acostament care direcționează apa pluvială spre casiuri pentru a o duce către șanțuri canalizare pluvială de la baza taluzului. Paralel se lucrează la relocarea rețelor de utilități și conducte transgaz și electrice. Aici mai aveți de relocat o... Aici mai avem o conductă care nu a fost prevăzută în proiect, o conductă de la transgaz. Și încă două linii electrice, una de medie, una de joasă tensiune. Și fibra optică, dar se lucrează la el imediat. Sunt pregătite utilajele pentru lucrări. Acolo sunt și aici sus e tot asfaltat. Materialele pentru fibra optică. E blocat traficul. Aici ce este? Tot asfaltat sus. Da, și ați, ca să nu se circule pe asfalt, ați pus grafă.
o barieră fizică din balast. Aici la fel, stratul de asfalt. Da, aici, aici ai lipsit de binder și uzură. Deci e primul strat de asfalt și mai trebuie binder și uzură. De fapt, voi baza o aveți din două straturi? Da, sunt 12 cm de grosime și se pot asterne. A, și sunt câte două straturi de bază de câte 6 cm. Ține gradul de compactare. Deci pe acest tronson, practic, este așternut primul strat de asfalt. La fel, canalizarea pluvială este realizată până la nivel de rigolă de acostament. Practic, într-o fază superioară. Drenul median și canalizarea mediană e gata. Aici se vede țeavele astea portocalie. Aici scurgere de la canalizare de la zona mediană. A, deci acele țevi care ies din rampă sunt care preiau apa pluvială de pe zona mediană a autostrăzii, o direcționează spre exterior și urmează să fie preluată la fel prin casiuri și direcționată în rigola de la baza acostamentului. Acum ajungem la o zonă foarte importantă, pasajul viaduct peste calea ferată. Săptămâna trecută a început să se spuntaseră primele 4 grinzi. Să oprești un pic. Deja face umbra. Acum văd că sunt 10 grinzi, are o deschidere, deci avem o deschidere completă și încă două deschideri pe jumătate, deci sunt 20 de grinzi montate și după cum se vede deja a început și au montat în spate predalele, ceea ce e un lucru bun, că nu se așteaptă montarea tuturor grinzilor pentru a fi montate predalele. Au început să evolueze și pe acest pasaj viaduc peste calea ferată. După cum știți, aici avem o cale ferată dublă electrificată. Este un pasaj destul de lung. Tablierul metalic care este pe zona centrală a fost montat și s-au finalizat și sudurile între elementele de tablier. Iar aici, după cum vedeți, sunt deja aduse în șantier predalele care se montează pe măsură ce se montează grinzile pe viaduct. Vă salut, vă salut! La muncă! La muncă! Mergem mai departe. Continuați cu montarea grinzelor aici, da? Da. Că ați adus și acolo, în proximitatea căii ferate, predalele sunt pentru pregătite, tablierul metalic? Deja sunt pregătite predalele, da. Nu numai pentru tablierul metalic, ci pentru grinzi de beton. Acum o să ieșim puțin din zona șantierului, pentru că nu putem să trecem peste calea ferată. Este un pasaj subteran, după cum știți, aici în proximitate. Șantierului. Și cum vă spuneam, este montat tablierul metalic, mai prezentat. Acele mini corturi care sunt montate pe tablier au fost necesare pentru
a proteja sudorii care au efectuat sudurile între elementele de tablier. Rampa din spatele culei a ajuns aproape de cota finală. A început și realizarea taluzului la baza culei. Aici, după cum vedeți, se profilează și cu pământ vegetal taluzul. Să odihnesc puțin după masă. Hai, da, da, trebuie să apuce de lucru, de gata, acolo de masă. Acum se apucă de lucru. Începem! O țigare! O țigare! Bine, o gură de apă și începeți, hai! Bine! Dar au lucrat ceva astăzi, au profilat, am... Da, da, trebuie lucrat până la sfârșitul programului. Da, bine, acum nu suntem absurd, o țigară putem să vezi și... Da, dacă nu stai după ei, un pachet de țigară. Aici se lucrează la terasament în continuare. Se profilează și se compactează. Am strat de fundația de balast, ultimul stratul pe care punem stabilizat. Înainte de stabilizat. Da. Deci, după cum îmi spuneai, la început undeva la 220 de oameni și 130 de utilaje. Da, asta e mobilizare de sâmbătă și astăzi cu o săptămână mobilizare aproape dublă. Sper să lucrează la zona de pasaj acolo pe Întretoaze. La Întretoaze. Aici au fost montate toate grinzile pe podul peste râu. Inclusiv predalele. Dincolo de la rampă se lucrează la partea de raport. Tot fundația de balast. Pentru fundația de balast. Pentru că nu putem trece încă peste pod. O să ocolim un minut, două pe în afara șantierului. Venim imediat pe firul șantierului, pe corpul șantierului. Se așterne, se împrăște, se nivelează cu buldozerul. Deci avem organizarea principală de șantier. Să mergem acolo, să ne întorcem acolo? Da, un pic până acolo, da. Și se nivelează cu, se aduce la cotă cu buldozerul. Mai departe. După cum vă spuneam, aici organizarea principală de șantier, stație de beton. Aici se produc și elementele prefabricate care se montează în șantier, predale și alte elemente care sunt necesare.
se produce betonul, după cum vedeți, în mașină l-a încărcat. Acolo este echipa care prima Carao, care lucrează să producă acele elemente prefabricate de care vă spuneam. A doua stație de beton. Asta e a doua stație de beton. Este un utilaj care urmează să intre la producție, care va realiza mecanizat rigolă de acostament sau rigolă de acostament. Deci vă că v-ați început să profilați. Asta e fundația de balastru, avem făcuta ieri, s-a finalizat, aici deja e finalizat, apoi stabilizat și asfalt. Intrăm deci pe zona de balast stabilizat și asfalt. Sunt chiar două straturi de asfalt pe această zonă. Dincolo este balast stabilizat. Acolo se va strâna săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare aștereți primul strat de asfalt și acolo. Da. Începe să creșteți volumul de activitate și pe zona de Munchean. Știu că în timpul săptămânii activitatea e mult mai bună, dar încercați aici. S-a finalizat relucarea conductei de gaz, transgazului. Urmează să se facă probele de presiune și să se dea în funcțiune conducta relocată. E momentul în care acest utilaj care așteaptă aici și acele carcase vor fi folosite pentru realizarea culeii. Culeia la acest pasaj nu se poate realiza până nu se dând în funcțiune conducta de gaz relocată. Atunci vor fi realizate culeia și imediat după ce se finalizează culeia se vor monta grinzile care sunt deja aici în șantier. Hai că vină o mașină. Da. Și în partea mea asta. Mergem mai departe către intersecție cu drumul județean de la care vine dinspre Ciorogârla. Aici săptămâna trecută se aplica al doilea strat de asfalt. Avem de al doilea strat de asfalt aici. Dincolo între timp s-a așternut și balastul stabilizat. Și se va acoperi cu baza săptămâna viitoare împreună cu tronsoanele din spate. Care deci astea cele două tronsoane, da, pe care puneți baza săptămâna viitoare. Da. Practic trebuie continuat la nivel de balast stabilizat sau mai aveți de mai de la caminul ăsta aici executăm acum fundația de balast. Utilajul ăsta care vedeți aici completează fundația de balast, după care este structura de la ogrezeni. Ok, deci ați adus utilajele să puneți ultimul strat de, da, de balast ca să veniți cu stabilizat în spate. Deci aveți echipele care realizează șanțul trapețiului de la piciorul talus. La piciorul talus, la baza talusului.
sapă. Stai un pic. Deci pe de o parte sapă cu acel utilaj cupă specială. Se cofrează și imediat se toarnă. A dispărut și linia electrică, a fost trecută în subteran, deci nu mai aveți probleme cu nu, relocată. Linia electrică și puteți să montați și grinzile peste drumul județean, da? Da, trebuie să facem o centură, o mică variantă de ocoli de acolo, pentru siguranța, nu e bine să deviați puțin drumul județean ca să puteți să lucrați peste lansam grinzi, peste corpul. Aici la fel a fost o linie electrică. Cred că știți din ceea ce vă spuneam în dățile trecute. Între timp s-a relocat linia de medie tensiune și s-a putut trece la realizarea terasamentului în proximitatea ei. Și aici avem asfalt. Un kilometru de asfalt. Două straturi. Toazele s-au turnat acolo. Nu, acolo luni turnam placa. Aveați de făcut o verificare tehnică cu... S-a făcut faza de terminate. Ieri a trecut faza de terminate. Inspectoratul pentru stat în construcții. Și luni de stat în construcții. Turnam placa. Acolo se lucrează la sfert de conuri și la placele. Începem și cu placele de la cordară. Okay. Aici ieșim din șantier și o să revenim în 2-3 minute. Să te întreb pe pasajul peste autostradă care dinspre Ciorogăla spre Joița, dacă a turnat placa de suprabetonare. Montam acum, am început să montăm predale, s-a lăsat aprilul metalic jos. Nu, acolo erau, care? Se lucra la placa de dinspre Ciorogăla spre Joița. A, 602, da, județean 602, da, da. Turnată, finalizată placa. Complet și grinda parapet. Atunci când am urcat eu acum o săptămână și jumătate să lucrez la s-au montat lise prefabricate, s-a turnat grinda parapet și dreapta. Cred că lipsește o bucată din stânga, da, e gata. O bucată din partea stângă, nu? O bucată din partea stângă. Am înțeles. Dacă nu l-au turnat, apoi s-a turnat asta. Se lipsea 10 lise prefabricate.
complicate care am văzut că ele s-au finalizat. Și dacă nu reușim să-l turnăm astăzi, finalizăm în luni dimineață. Dar e vorba de 5-6 metri cubi de beton. Ca să puteți aveți continuitate în jantier, trebuie să urcați traficul pe pasaj. Am început acolo să urgentați, să realizezi rampele, să urcați traficul pe pasaj, trebuie să aveți continuitate, să nu mai aveți zone. S-a terminat relocare de utilități și astăzi am început să scoatem afară asfalt existent, dăm jos timp vechi. Acolo avea și o linie electrică care vă încurca. Acum dăm... S-a finalizat relocarea? Da, acum demolam stilpii, cred că le-am demolat deja. Stilpii după culea 2 și începem cu decapare și îmbunătățire de teren de fundal și după care începe straturile de umplutură. Aici ieșim un pic în drumul județean pentru a reveni șantier. Este un drum județean din Ciorogârla care la fel are un pod peste râul Ciorogârla acesta. Acest pod l-a reabilitat acum 7 ani, când eram administratorul județului Ilfov. Atunci am reabilitat și această zonă de drum județean. Revenim șantier imediat. Dacă mai aveți puțină răbdare, să zic în 7-8 minute, terminăm de vizualizat tot șantierul cap-coadă, ca să zic așa. Și timp, dar e bine să vedeți evoluția acestui șantier, cei care sunteți interesați. Aceasta era linia de tensiune care a trebuit dezafectată, o linie de medie tensiune. Intram aici pe partea asta sau mergem la drumul 2? Aici, da? Intrăm puțin până aici, după aia mergem dincolo. Okay. Aici vedeți peste aici, aici era pasajul, aici ai zis că ai turnat placa suprabetonare și grinda de parapet, tot este finalizat. Da. Acolo erau de... stâlpii care vă încurcau. Da, și deja facem acolo, am scos asfalt, vedeți că deja nu mai este asfalt, am scos asta A fost un traseu al drumului județean. Da, asfalt și stâlpi s-au scos. Și acum mutam puțin stoc, că ne deranjează pentru rambleu. Hai să mergem în partea cealaltă. Putem pe aici? Nu știu, că acum am scos asfalt și nu știu ce trapte acolo. Pe aici reușim 100%. Deci văd că s-au montat și ultimile lise care ziceai. Tot. Lipsesc din partea asta 4-5 metri. Uitați, se vede acolo, vedeți din fesul, din tostul de la se vede că nu de acolo lipsește 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hai să mergem dincolo. 8 metri de beton la grinda de parapet. Astea sunt mașinile care duc? Astea duc stabilizant. Acolo avem stația de stabilizant. Vom merge pe drumul județean, să mergem în șantier dincolo de A2, de A1, scuze, București-Pitești. După cum vedeți aici, se încarcă material din depozit. Dacă și breteaua asta, aceasta are, încetinește un pic. A spus balastul stabilizat. Da, și mai ieși un pic de asfalt în față. Aici vegetația nu se vede. Sunt doi nu, bretele. Nu se poate vedea din cauza vegetației, dar deja, ia oprește.
vedeți. Și cu nodul acesta rutier, pentru că e unul dintre punctele evoluăm cu tot. Unul dintre punctele mai sensibile pe șantier. Vă anunțam săptămâna trecută că era în procedură de coborâre tablierul metalic, după ce a fost montat pe aparatele de reaze, a fost coborât, de fapt a fost coborât pe aparatele de reaze. Acum să vedem șantierul și dincoace de autostradă. Aici a evoluat foarte. S-a lucrat intens. Noi mai avem încă cât până la drumul județean aici? Aproape 2 km? Tot stabilitate. În afară de ultimul drum, unde se face sensul generator. Acolo aveți încărcați compactorul care a compactat balastul stabilizat? Da. Mergem la podul sau mergem spre sfârșitul contract? Nu, mergem... Se montează predale acum pe tablier. Ați început? Da, da. Încetinești puțin aici. Ai zis că aici, pe la stabilizat, am pus până la capăt? Nu chiar până la capăt, până la sensul giratoriu. Lipsește cam 250-350 de metri lineari. Aici era un prim tronson. O săptămână și jumătate. Putem merge când vrează pe... Hai să mergem. Acesta este tronsonul de dincolo de autostrada A1, cum se vine dinspre lotul 2 care este dat în trafic, dinspre Bragadiru. Practic aceasta este, ar fi zona de nord a centurii, a autostrăzii A0. La capătul acestui tronson de aproximativ 2 km se va face... 2,5 km se face juncțiunea cu lotul 1 pe A0 Nord. Deci practic aici avem balast stabilizat pe o zonă din nordul autostrăzii A0. Și aici se va face juncțiunea în proximitatea drumului județean dintre Dragomireș Vale și Joița, se va face juncțiunea cu lotul 1 Nord. Lucrurile au evoluat bine și aici. Aici avem propus un nod rutier cu drumul județean. Acum mergem la pasajul peste autostradă, pasajul principal peste autostrada București-Pitești, aferentă nodului dintre A0 și A1. Săptămâna trecută erau în proceduri coborârea tablierului pe aparatele de rezem și, după cum spune domnul Davide, au început montarea predalelor pe tablierul metalic.
mutați cu aștenea balastrele stabilizat, da? Ne-am mutat acum la kilometru 87, dar spune viitoare revenim și aici. Nu mai e mult pe... Aici ne-am, echipa care pune aici pe corp autostrada s-a concentrat mai mult pe bretele. S-a băgat foarte mult stabilizat pe bretele. Uitați că mergem pe aici și după, așa vedem produsii de jos, nu, ala de sus, da, și aici. Aici ieșim în autostradă. Aici ieșim în autostradă, dar arată că s-a pus stabilizat pe bretele, ne-am concentrat mult pe bretele. Asta e bretela 5, care a fost bretela cu ieșire, da, de la EMAG, asta acum e racordată până la A1, stabilizat. Aha. Arată bine. Și șanțurile sunt... Hidrologia e gata, lipsește numai regula de acostament, casiurii sunt executat, protejat talus cu pământul vegetal. Deci asta este breteaua 5. Care va asigura ieșire de ieșirea la... din A0, cum vii dinspre Mogoșoaia Buftea, către A1 spre, da, Pitești. Da. Și e gata până în capăt. Stabilizat, cu balast stabilizat până, da, în capăt, acordare, până la racordarea cu autostradă. Și urmează asfalt aici, așteptam să matureze stabilizat, timp tehnologic și punem și asfalt. Asta e bretea 5. Și după cum vedeți acolo macaraua, contează prezent. Surpriza, ca să zic așa. Hai. Se montează predarele peste, la pasajul peste... Și breteaua asta e tot stabilizat, se vede pe margine, vedeți? Da, da, da. Tot executat, stabilizat și pe breteaua asta de sus. Asta e breteaua 4-6. Se vede toți casiurii montați, pământ vegetal pe taluz. Aici s-a lucrat foarte mult. Da, se vede că s-au montat toate, da, casiurile. S-a mult, și la hidrologia, și la terasamente, la tot, la structuri, s-au concentrat foarte mult în finalitatea noastră. Să vede imediat stabilizat și pe breteaua 5, scuzați, 6, unde breteaua 6, tot cu stabilizat. Și asta din dreapta, breteaua 3, iară tot cu stabilizat. Adică partea asta, breteaua, suntem tot la nivel de stabilizat. Începe cu asfalt, se lasă. Și pe partea cealaltă, pe două partea cealaltă, bretele, două din patru sunt începute. Două din patru și inclusiv primul strat de asfalt. Și pe două este și primul strat de asfalt. Ok. Hai să vedem ce lucrează băieții la pedale. Acestea sunt predealele. Capete contur pasajul peste autostrada A1. Se montează predalele care vor fi suportul plăcii de suprabetonare pe care se va circula. După ce se va pune și izolația și straturile de asfalt. Dacă în ultima săptămână evoluția
situația pe acest nod rutier a fost bună. Au lucrat bine la zona de bretele. Să încarce balastul stabilizat în partea de la partea și aceea. Vis-a-vis, peste autostradă, se vede că au început să lucreze la cofrarea și betonarea sfertului de cont care protejează gurea pasajului. Și acum eu calc peste elementele care se numesc pretale, peste tablierul metalic de prima dată de pasajul A0 peste A1. Muncitorii sunt greci. Voi veni cel puțin la fel de des ca și până acum. Eu chiar dacă n-am mai plecat, am venit de două ori săptămâna aceasta. În șantier am făcut o analiză pe fiecare punct mai sensibil. Dacă se țin de graficul pe care l-am prezentat, putem finaliza până la sfârșitul acestui an și acest lot. O zi frumoasă în continuare vă doresc. La revedere!